Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. Vă propun să descoperim, prin câteva aplicații, riscuri ce vizează serviciile financiare. Este bine să știți cât mai bine care sunt acestea și cum vă influențează deciziile. Vă propun să asociați riscurile cu produsele și serviciile financiare. Avem o listă cu 4 riscuri: riscul legat de inflație, riscul ratelor de dobândă, riscul valutar și riscul de piață. Vă rog să asociați aceste riscuri cu produsele de pe ecran. Cum ne protejăm de riscuri? Trebuie să analizăm tendințele economice, inclusiv perspectivele inflației și impactul asupra economiilor și investițiilor. E cunoscut faptul că inflația este un fenomen negativ care afectează economiile noastre ale tuturor. Trebuie să studiem minuțios contractele ca să știm ce penalități vom avea dacă nu ne onorăm la timp obligațiile, dacă nu ne achităm la timp rata de credit. Se poate întâmpla și trebuie să fim pregătiți pentru această situație. Trebuie de asemenea să acumulăm economii din care achităm rata la credit dacă ne pierdem locul de muncă sau cresc ratele de dobândă. În viața oricărei persoane se pot ivi și situații mai puțin plăcute precum aceasta, în care să devenim șomeri. Să nu accesăm produse care nu corespund situației financiare personale. De exemplu, să luăm un credit în valută atunci când veniturile noastre sunt în lei. Evident, o să ne asumăm un risc valutar. Vă spun la revedere și vă doresc mult succes!